Bun. Salutare și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. În acest video o să vă prezint unul dintre noile dastere a orașului Abrud. Ăsta este Alba 01 BCB-ul al lui Cătălin, Alba 02 BCB. O să vă aduc la cunoștință că este Dacia Duster 2023 cu motor 1.5 DCI benzină, deci fiți atenți că e ceva separat de celelalte, 1.5 DCI benzină. Deja are în bord, de fapt mă țin un pic în suspans. La noi este din 26 martie, ambele auto speciale sunt din 26 martie la noi. Deja au 3 luni aproape, deci 3 luni să cotiți din 26 martie până în 26 iunie. Încă toamna nu. No, și stai să vă arăt, apăsați acolo pe un like și un subscribe aici la cont, să facem 1000 de euro abonați. Uitați, îl vedeți și voi. Este o țară murdar, că, na, vedeți cum e vremea, în ultima vreme, pe aici, prin zona noastră, dă și la știri. Este un cadru M, cu roz de 29, 29 ori 2,25. Avem la ele bidon de apă, avem pompă, antifurt. Avem aici și un portbagaj mai micuț, nu putem atașa la el la portbagaj mai... cum aveam și pe MGV-urile trecute, deoarece nu mai sunt aspectoase cum sunt cele care sunt acum. În rest, ce să vă mai zic, are deja kilometri, chiar nu exagerez, o să vă arăt imediat în momentele care urmează. Începem cu fața, după cum puteți observa avem discuri cu frâne pe ulei, totul e pe ulei, cauciucuri de 29. Aici avem un bec în caz că e ceață, ceva, avem un bec aici care se aprinde de la aici, în caz de ceață, în caz de ceva. Avem suspensii de o înaltă calitate, avem ceva de la cub, înțelegeți și voi ceva. Avem aici senzorul și pentru kilometraj, puteți observa. Avem apărători de la B-Force, Force, bine că nu mă prea știu cu engleza, dar în rest... Au un scaun destul de ok, deci îi moale, îi ca lumea, de la Venec, aluminiu, deci aluminiu în toată regula, un cadru de M de 29, ciao Ile, de 29, vedeți, avem schimbător pe față, scria pe el și Mano, dar nu mai văd să vă arăt, opa, în partea asta la altă, stați. Se vede Shimano, deci și pe spate avem disc cu totul. Pinioane, avem o pinioane, pentru viteze mă refer, o pinioane avem pe spate și două pe față. 8x2, 16 viteze, suficient pentru oraș. Vă anunț, este 4x4, dusterul, putem urca pe el și pe deal și pe vale și pe unde vreți, și pe aici, pe unde vreți, pe toate potecile din Abrud. Avem pedale de fier și pe partea alaltă. Aceste achiziții pe care ni le-au făcut, vă zic acum cine. Deci, niște fani din Belgia au adunat toți bani, cu toții au adunat bani și au luat legătura cu cei de la Bicycle din Pitești, care înainte să vină cei cu bicicletele, cu ideea cu bicicletele, ne-au trimis mai multe piesele, mulțime pe calea aceasta băieților, și aceștia au văzut că au pe stoc acolo la magazin biciclete, piese de biciclete, și ce s-au gândit ei? Să ne facă nouă achiziția asta, ca să schimbăm vechile Logane, cum le spunem noi, cu ce vedeți aici? Le mulțumim pe calea aceasta încă o dată. Una bucată a costat 3.000 de lei bucata. Vă zic, ca să nu mă mai întrebați. Una bucată a fost 3.000 de lei. Am în două 6.000 de lei. Am bombele, am acte, am absolut tot. Se descurcă foarte bine pe lângă ce am avut înainte. Vechile Logane care deja le-am casat de mult, pe Sălciua. Ceva mai nou. Bine, bine, dar vă mai și întrebați și voi. Mai Bacalbașa, dar ceva sirene, absolut nimic sau ceva... mai special de altă auto specială, zice, altă bicicletă, nu ai? Ba, am, acum o să vă prezint.
becul acesta călșit l-am avut și pe Logan, l-am avut și pe MCV. Nu se va schimba niciodată cât îi merge și face treaba. Avem aici fază lungă, fază scurtă și, dacă acum sunteți pregătiți, girofarul, care putem opri în trafic. Stai ca să dăm și o sirenă. Și aici, în caz că e și noapte și avem nevoie și girofar, am ambele în același timp. Să căm. Bun. Aici, dacă vă puteți uita mai bine, avem o telecomandă. Avem aici poziția, semnalizarea și sirena. Și de aici putem schimba sirena în funcție de nevoie. Deci aici apăsăm pe poziție și vedem că se aprinde un beculeț. Și dacă ne uităm bine în spate, s-a aprins becul. Am să schimb acum. Avem 7 trepte. Una, două, trei, patru, cinci, 6, 7. Avem semnalizare dreapta și stânga. Și totul, cu totul, cu pachet, cu tot avem și sirene. O să vi le prezint în acest moment. Sirena oficială. Să ne treacă domnul cu... Aici, ceva ușurel de oraș, mașalierul, asta mea e mai mult la ambulanțe, atât. Ba, avem și asta de pasat, dar o lăsăm pe asta, că asta e originala. Da, ce să vă mai prezint? Deci, pe lângă ce ne-au dus băieții, noi am avut-o așa, ne-a venit cu ele în cutie sigilate, absolut totul. Am avut cadru, roțile, am avut kilometrajul pe ele, borseta de sub scaun, apa, pompa. Noi am mai atașat la ele în următoarele ochii de pisică de pe spițe, cum ar veni, am pus doi pe față și doi pe spate. Am pus cricurile, că nu au avut cricuri, bineînțeles astea, că nu puteau veni, că normal noi avem așa ceva. Sirena cu tot ce se întâmplă, am pus-o în căpeașă cu șoriceți. Nu arată urât, mie îmi place cum arată încă. Am atașat cablul pe lângă cadru. Că n-aveam pune să-l atașăm. Vedeți care cablurile prin cadru și frână și absolut totul, dar n-aveam cum să le bag. Bineînțeles, ăsta e a meu, de mult. L-am avut și la MCV și la Logan. Și de apărătorii, deci atât am pus pe ele. Ochii de pisică, cricurile, apărătorile, sirena și în rest nu am mai pus absolut nimica. Totul a venit de la ei, le mulțumim la băieții de la Bicycle, băieții din Belgia care au făcut aceste noi achiziții. Suntem foarte mulțumiți de ele. Altă treabă când ne vezi că ele prin Abrud. Și acum, desigur, vom face o probă cu ea, să vă arăt cum este și în interior. Și, apropo, m-ați întrebat kilometri. Câți kilometri avem la bord la această auto specială? Avem ora 6.30. 61 de ore pedalate, de când o avem din 26 martie, ținând cont că am fost și 3 săptămâni plecat în Portugalia. 780,3 km avem în total pe această autospecială. Viteza maximă admisă 48,8. Avansul 12,6. 17 grade la ora actuală. Vedeți că este o țară înorat. Deci un pic înorat. Suntem pe varianta orașului Abrud. 61 de ore pedalate. 780 km în total. Și o las pe ore. Bun, acum plecăm, pornim desigur pozițiile, că știți că acum pe orice drum public se poartă becul aprins și așa, nu mai e. Semnalizăm frumos stânga și ne punem în mișcare. Gata. Schimbăm frumos în dreapta. Stai că nu pot cu mâna asta. Gata, au schimbat. Avem acum în a patra aici. Și aici la întâia.
puteți să, să dau și pe partea asta altă. Da, no. Ce mai merge foarte bine. De minune, fraților, de minune merge. Am trecut un pic viteza maximă, știți că e de 30 oriunde. Ce mai mă, mere e ca lumea, deci îți mulțumim de ea și Cătălin este mulțumit de ea. Niște biciclete reușite și niște autospeciale pe cinste. Asta zic acum că întrecem, e 32, ca 32 am avut prima dată. Aici 4. Hai. No, atât a fost. Azi și pe aia, după cum puteți observa, de către puțină. Bă, fraților, n-am avut în ultima lună. Hai, că nu mai pot. E mea picură. Stai să întorc. Bun, fraților, atât a fost și cu acest video. Nu uita să dați un mare like și un subscribe. Atât a fost pe data aceasta. Ne vedem data viitoare. V-am pupat. Salut!